Dacă vreți să montați o ușă pliantă la bucătărie, în primul rând aveți nevoie de o șurubelniță stea sau o bormașină, va fi mai rapid, și de un fierăstrău micuț. După ce tăiați să fie egale cu tocul ușii aceste șine de sus și de jos, să fie egale cu tocul ușii, apoi se va tăia aceste bucățele de la ușă de plastic, în caz că va fi nevoie ca să fie egale cu tocul ușii. Un lucru foarte important este ca aceste două bucăți mai mici să fie montate una lângă cealaltă pentru ca ușa să se deschidă la maxim. Dacă montați doar o bucățică dintre astea două mai mici, ușa nu se va deschide, va rămâne cam așa. De aceea este foarte important ca aceste două bucățele mai mici să fie montate una lângă cealaltă în partea zarului de care se trage ușa. Și încă un lucru important este ca pe această șină să fie montați acești țâmburuși, dacă aș putea spune așa, una da, una nu. Dacă veți monta pe fiecare, ușa nu se va mai deschide pe șină. Puteți să faceți cum am făcut eu. Deci una da, una nu, una da, una nu. Că altfel ușa nu se va deschide cum trebuie. Se va introduce ușa pe șina de sus, apoi va fi ridicată și prinsă cu holșuruburi. Deci se dă ușa în spate, se prinde cu un holșurub, apoi ușa se dă întredeschisă, se prinde cu încă un holșurub și apoi se va prinde cu încă un holșurub. După care se va monta șinele laterale și va fi prinsă tot așa cu 3-4 holșuruburi. Nu este greu deloc. Cel mai important lucru este ca aceste două bucăți mai mici să fie înspre zar. Mai este o bucată mai mică să fie înspre partea dreaptă și acest țâmburuș să nu fie unul lângă celălalt. Să fie unul da, unul nu, unul da, unul nu. Și acum vedeți cum va da ușa. Ca să fie deschisă în regulă. Nu este mare lucru. Mie cam așa ceva mi-a ieșit. Spor la treabă.